Salut și bine v-am găsit la un episod. Astăzi noi vom reacționa la clipul, mai bine zis, distrecul al lui Alex Velea pentru Abi. Și nu uitați, dacă vă place și mai vreți să facem astfel de video, să mai facem astfel de videouri, ca să spun așa, să reacționăm la diferiți YouTuberi, distrecuri sau așa mai departe, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal și hai să-i dăm drumul. Intro-ul îmi place foarte mult, intro-ul îmi place foarte mult pentru că este intro unde îl trage acel băiat pe Abi de ureche. Deci intro-ul îmi place la nebunie. Asta chiar adevărat, Abi se crede mare șmecher, mare bogat și de fapt astea sunt chiar povești pentru copii, să fiu sincer. Și Alex vedea în acest vers are dreptate. Aici are dreptate pentru că aparent Alex Velea, fiul la radio, fiul la radio, el încă există în lumea muzicii. Asta e adevărat pentru că tot conflictul a ieșit și s-au certat pe Instagram, s-a întâmplat tot, adică da. Ce amuzant a fost partea asta cu capacele ridicate, aia gen, eu am crezut că se referă la capace, capace de fapt, care ridice, că ridică chestia aia, sunt capace, adică doape, what the fuck. Forța Alex Velea, chiar are umor, chiar are dragoste în ce face din câte văd. Și de când am observat aparent Abi, de când a scos acest distrec Alex Velea, Abi nici nu mi-a postat nimic, deci absolut chiar nimic nu mi-a postat Abi. Aici îmi place acest vers. Român și țigana e aflată în destoie. Deci mie chiar îmi place acest vers. Nu știu, mie unul îmi place. Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie îmi place unul. Asta chiar adevărat. Cine o să mai ardă cu Abi? Pentru că a jinit o generație, ca să zic așa. Exact cum spune și Alex Velea în acest distric. Pentru cei care se interesează, chiar mai pe YouTube și dacă vă uitați aici sus, scrie gen pe bune, eu chiar acum chiar mai pe YouTube, nu glumesc. Exact, el este o legendă, nu doar viral, exact cum spune și el, gen, el chiar e o legendă în lumea muzicii, ca să zic așa. Tineri din noua generație ar trebui să ne respectați pe noi ăștia bătrâni, pentru că noi în carierele noastre am bucurat o țară întreagă și am transmis multă energie pozitivă. În momentul în care tu nimicule m-ai jignit, ai jignit o generație întreagă. Ești o zdreanță, cuvântul tău preferat din cultule, ești un jeg. Da, fa, mi s-a zburlit, efectiv mi s-a zburlit pielea pe mine, deci are foarte mare dreptate și mamă ce vesu, deci vă jur că mi s-a zburlit pielea pe mine.
Aici este partea mea foarte bună, partea mea. Aici e partea mea preferată, ca să zic așa. Deci se poate observa câți rapper români, asta mă uimesc, pentru că am venit gen pentru Alex Vele. Versul să n-am înțeles niciodată. Eu nu înțeleg ce spun aici. Gucci Catarama mea și poate te înțeleg, dar restul nu prea înțeleg, eu nu știu ce zice. Chestia cu paharele, nu știu cine a văzut video-ul acesta pe YouTube, când aruncă cineva în club, nu mai știu ce club, și aruncă lui Abi cu paharul în ochi, gen, și ridică ochelarii în sus. Foarte tare. Și ăsta a fost episodul. Mie unul mi-a plăcut și are foarte mare dreptate Alex Velea. Și nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un share și un subscribe. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!